Mitică, treci în casă, Mitică! Mitică, du-te în casă, că ne atacă ăștia! Du-te în casă, du-te în casă, repede, 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 repede! Treci în casă, treci în casă, treci în casă, așa! Cocolicilor, ia uitați cine este acolo, fraților! S-a făcut noaptea și eu nu m-am dus la nani când trebuia! Nu am scutul la mine, că sunt super deșteaptă! Și trebuie să-i atac repede, repede! Bă, bă, pleacă de aici! Nu cumva să iei de Mitică! Nu cumva să vă luați de Mitică! Așa, trebuie să-l apăr pe Mitică! Trebuie să-l apăr pe Mitică, l-am apărat? Gata, l-am apărat? Am scăpat de ei? Stați puțin să-mi iau și punctele mele de experiență. Așa și un os pentru cățelul lui Mitică. Săgețile astea nu știu cum să le iau. Dar chestia este că am făcut o treabă excelentă cu colegilor și l-am apărat pe Mitică! Uhu! Salutare cu colegilor și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft Cute! Ia uitați cât de bine îmi stă mie cu pantalonii lui Mitică. De fapt nu s-a lui Mitică, sunt făcuți de el special pentru mine. Ia uitați cât de drăgălașă sunt! Mitică, te-am apărat! Hai să mergem la Mitică să vedem ce face. Bă! Am crezut că a venit un cum se cheamă ăla care explodează? Creeper? Am crezut că a venit un creeper aici și mi-a făcut, dar de fapt era vina mea. Mitică, ce faci? Auleu, cum stă câinele ăsta cu fundul pe masă. Bă, aici mâncăm! Așa, nu mai sta cu fundulețul aici, că totuși nu e igienic. Mitică, ce faci? Îți place de cățel? Zice că și tot așteaptă cuptorul de pizza. Da, Mitică, trebuie să-ți facem cuptorul de pizza. Bă, ce fericit este acest cățeluș, cât de fericit este! Cocolișilor, v-am pus în comentarii data trecută să-mi lăsați idei de nume pentru acest cățeluș și vreau să vă anunț numele câștigător. Numele câștigător este... Miti, de la Mitică! Mitică, asta este miția ta și fetiță, da. Ziceți-mi în comentarii cum pot să-i colorez gărdița, că aș vrea să-i o fac roz. Că știu că se poate, dar nu mai țin minte cum. Mitică, ești fericit cu miții? Miția a stat aici lângă tine, da. Uite, uite ce fericită-i miții, vine după mine. Îi place, îi place lui Mitică, are companie. Da, e drept că îi place. Și acum în episodul de astăzi mă gândeam, cocolicilor, să-i facem o căsuță lui Miții. Hai, Miții, să-ți facem căsuță. Mitică și-l fericit. Și mă gândeam că dacă este fetiță, că m-ați întrebat ce, dacă e băiețel sau fetiță, ei vine, vă zic acum că este fetiță. Mă gândeam totuși să-i facem o căsuță pe aici, pe undeva, așa, ca să fie aproape de noi. Pentru că noi o să ne petrecem foarte mare parte din timp. Da, Miți, aici o-ți facem. O să ne petrecem foarte mare din timp aici. Mitică și așteaptă cuptorul. Hai, hai, Mitică, hai să vezi aici. Hai, băi, frumosule, bă. E cam surât de ideea de cuptor de pizza. I-a intrat în cap ce se face. I-a intrat în cap la om. Ok, și să mă duc să iau puțin pământ. Salut, domnule Panda. Bă, n-ai slăbit deloc. Nici măcar un pic, stați puțin. Chestiunea este că mă duc să văd dacă am ceva pământ pe aici, prin cufere. Și mi-a spus că aveam un târnăcop în cufărul mic. Stați că aveam și că două târnăcoape în cufărul mic. Așa ați zis voi. Ia să văd. Uite aici, frate, și-am și lopată. E cam terminată, dar e bun. Uite niște pământ. E perfect. Miții, tu chiar vrei să mă urmărești unde plec eu, bă? Așa, și acum haideți, cocolișilor, să nivelăm aici puțin ca să-i punem pământ. Uite așa, unde ești, dragule, pământule? Uite aici, perfect. Acum mi-ar plăcea tare mult, poate pe viitor, să-i găsesc lui Miții un iubit ca să facă și un bebe. Ce ziceți, ar fi frumos, nu? Deocamdată îi fac căsuța cât pentru ea. Ziceți-mi în comentarii dacă pe pământul ăsta o să crească iarbă. Eu aș vrea să crească. Tare mult aș vrea să crească iarbă. Așa, punem aici, nivelăm. Îți place cum nivelezi aici, Miți? Îți place, da? Uite ce atentă este. Știți ce-mi place la ea? Că stă, frate, și se uită la mine și mi urmărește toți pașii să vadă ce fac. Aici, Miți, o să facem un... Ce fericită. Aici o să poți să bei apică dacă vrei, da? Uite. Ai, Miți, ai căzut! Ce mă fac? Au, nu te neca! Nu te neca, stai să-mi iau! Stai că te salvez! Oh my god, stai să nu mă stresez! Unde e lopata? Uite ce e lopata! Bă, frate, e greu cu căței! Gata, Miți,
gata că te salvez. Hai, vino, vino, vino. Vino, fată. Haide, te rog. Trebuie să o salvezi pe Miții de la Nec. Wow, ce fain s-a scuturat. Pleacă de aici, din apă, te rog, du-te. Așa. Doamne, nici nu pot să cred cum se scutură. Ați mai văzut așa ceva sau doar în Minecraft cute? Wow, știți ce? Nu mai pun nicio apă aici. Gata, că mi-e frică să nu se nece. Chestiunea este că dacă iau apă, dacă vreau apă, chiar va trebui să-mi fac aici o fântânuță. Ca să nu se nece Miții. Vai, că m-am speriat. Ok, am pus aici nivelarea. Nu mai avem pământ, ni s-a terminat. Așa, și acum mă gândeam, cocolișor, să-i facem o căsuță. Hai, Miții, să facem o căsuță. Uite aici cumva lângă curcubeu. Ce zici? În partea asta. Așa, și mă gândeam, cocolișilor, să o facem cumva roz din material dintre ăsta. Uite așa, că până la urmă este fetiță sau stați, eu facem din material dintre ăsta cu acoperiș dintre ăsta. Ce ziceți? Sună bine sau eu facem doar din ăsta? Ia, stai să vedem. Ok, hai să trecem la treabă și să facem așa, în felul următor. Cam de aici aș vrea să înceapă. Cam așa, lângă curcubeu. Uite așa. Și n-aș vrea să fie foarte, foarte mare. Aș vrea chiar să fie micuță. Stai, cât? Doar o bucățică dintre ăsta aveam. Bă, nu, o bucățică dintre ăsta. Nu pot să cred așa ceva. Atunci va trebui să-mi iau un topor. Așa. Și să-l dărâm. Că am crezut că am mai multe. Se pare că am doar acoperiș. M-am lăsat adusă în eroare. Uite așa. Și îi punem din... Hai, mi se pare mie sau chiar crește? Crește iarba, este... Ok, acum, hai să facem o căsuță. Cât de mare să fie? O să fie micuță. Micuță, micuță, dar drăguță. E cam mică pentru tine, nu? Da, știu că e cam micuță, dar tu o să stai mai mult pe afară, știi? Așa zic eu. O să stai mai mult pe afară. Stai să vedem dacă iese bine la acoperiș, că dacă nu, o fac puțin mai mare. Toată chestiunea este... Bă, tu intri acolo? Sau trebuie să faci dietă? Tu intri? Ia asta să vedem chestia aia, că dacă putem să-i punem acoperișul, atunci e bine. Stai să-mi pun puțină lână pe dedesubt. Uite așa. Așa, vreau să-i pun acoperiș. Miții, îți fac acoperiș. Mitică, vrei? Vii și tu? Hai să vezi cum îi fac acoperișul lui Miții. El zice, lasă că cu Cristina îi fac eu niște pantaloni lui Miții. Dintre ăștia ca ai tăi să se asorteze. Da, sunt sigură că o să vrea. Poate pe ea o să stea mai bine. Stați puțin, vreau să văd dacă dă bine așa. Nu, nu chiar dă bine așa. Va trebui cumva să îmi iau picaxul. Unde ești, bă, picaxule? Așa, nu știu ce tot fac de mi se duc toate instrumentele astea. Și vreau să stric puțin. Uite așa. Așa. Și acum, chestiunea este că cred că va trebui totuși să o facem puțin mai lată. Da, amici, îți facem aici lat ca să nu te sufoci, dacă tu ești cute. Ziceți-mi în comentarii dacă aveți vreun animăluț pe care îl cheamă Miții, să vedem dacă ne asortăm. Că știu că este un nume destul de popular. Și acum încerc să dărâm asta, lână, așa. Și acum pun aici. Ia. S-ar putea să fi făcut ceva incredibil fără să intenționez. Ia uitați, așa, ca să aibă acoperiș dintre ăsta. Înțelegeți voi ce am făcut aici, nu știu dacă înțelegeți, dar o să iasă foarte, foarte bine. Până la urmă, da, Miții, o să iasă superbisim. Uite, cam așa. Și tot o să punem dintre asta, de scară. Uite așa, nivelul 2 de treaptă de acoperiș. Îți fac o viluță aici, da, dragă. Așa, și acum punem pe partea asta altă. Uite așa. Yay! Auai, am pus-o greșit! Stai să vezi că vine noaptea. Cred că Mitică deja s-a dus la Nani. Bă, tu ce faci, bă? Treci tu la Nani, bă! Hai! Hai, Miții, hai să facem Nani! Miții, unde ești? Așa, hai să facem Nani. Uite că Mitică deja face Nani. Hai, hai și noi. Hai, hai să facem. Ce mă bucur că am și eu cu cine să fac Nani aici. Face Nani Miții cu mine. Wow, ziceți-mi în comentarii dacă pot să mă văd în timp ce fac Nani. Miții, unde ești? Bă, unde ești? Miții? Ah, bună dimineața, Miții!
Da, știu, n-am făcut așa frumos aici cu bucățica de albastru, dar o să repar, îți promit. Te rog, nu te uita! Nu te mai uita! Neața Mitică! Până dimineața, Mitică! Uite aici, sunt în spatele tău! Așa! Unde este Miță? Uite aici! Mi-arată greșeala aia pe care am făcut-o cu albastru. Ai dormit bine? Ai visat frumos? Ai păpat de dimineață? Va trebui să te ajut aici să mai avansezi, Mitică. Miți, haide! Hai, cuțu, cuțu! Hai, 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 hai! Bă, Miți este al lui Mitică, dar se pare că îi place foarte mult să stea lângă mine. Uite cum vine! Bă! Trebuia să ocolești piscina! Dut, 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 dut! Păi, deci nu știu ce mă fac cu câinele ăsta. Haide! Hai! Hai, hai, hai! Hai! Așa! Usucă-te! Ok, trebuie să o ocolesc, că se pare că nu-i foarte deșteaptă și ea nu ocolește. Mamă, ce se teleportează! Voi ați văzut-o? Ce amuzantă-i! Ok, am pus așa. Și aici trebuia să mai punem bucățica asta. Bă! De ce se pune greșit? De ce se pune greșit? Trebuie să mă urc puțin aici pe asta, cred eu. Sau ăsta-i? Sunt o super mare constructură asta, după cum vedeți, mă pricep foarte bine. Aoleu, bucățica asta este a mea și nu o dau la nimeni. Pentru că eu am ciordit-o. Așa, ne urcăm pe asta și uitați, acum ar trebui să meargă. Așa, perfect. Dar chestia este că am făcut bine? Da, am făcut bine. Și acum asta trebuie să o facem cu una mai mică. Cam așa, cred. Nu? Ia uite. Chestiunea este că tot o să iasă o căsuță mică. Nu credeți voi că o să iasă mică? Bă, ar mai fi fain să am pe aici ceva dintr-ăsta mov, lem. Uite, uite, cam ăsta. Așa, punem aici. Ca să mai facem puțin, că totuși mi se pare cam înghesuită. N-aș vrea să stea atât de înghesuită, Miții. Este, și ăsta o să-i punem la mijloc, știți, ca să-i facem acoperișul puțin mai lat. Uite așa, gata, că am rezolvat problema. Miți o să fie foarte bucuroasă și la fel o să fie și Mitică. Să-mi ziceți în comentarii dacă sunteți încântați că avem o cățelușă, că e cute! Uite așa, punem aici la mijloc. Trebuie să mănânc, fraților, să văd dacă am ceva ce să mănânc. Pentru că munca asta în construcții chiar te solicită. Miți, unde ești? Miți, Miți, la piscină! Îți place? Ziceți-mi în comentarii să nu cumva să pățească ceva, serios. Deci, uite, mănânc un cartof. Așa. Mănânc în fața câinelui, da. Miți, să nu cumva să te nece, ai grijă, te rog frumos! Nu cumva să se nece cățelul ăsta. Ok, și acum aici va trebui să punem încă o treaptă dintre aia, parcă, nu? Încă o scară, dacă am făcut eu calculele bine. Așa, perfect. Băi, e cam dificil. E cam dificilă treaba. Cred că așa. Nu știu. Ia stai să vedem. Că nu prea mă pricep eu atâta de mult. A, uite, uite că pot să faci așa. Perfect. Și acum cât de mare am făcut? Am făcut încă una. Ok, Miți, imediat o să ai căsuță. Fii pe fază, fii pe fază că e gata aproape. Așa, acoperișul este gata. Și acum mai punem încă una dintre astea și să vedem dacă ți-am făcut-o puțin mai lată. Da, Miți, ți-am făcut-o destul de lată. Vino să vezi. Vino să vezi, uite, chiar și eu am spațiu aici. Așa arată foarte bine, doar că nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Aici, în loc să pun dintre ăsta de scară, am pus încă un concurent dintre ăsta. Atunci e bine, las că punem așa, ca să fie simetrie în pălărie. Uite așa. Și acum mai punem aici un rând, ca să putem să facem bucata aia de acoperiș, după aia o ștergem. Ia uitați. Este destul de muncă la o căsuță dintre asta pentru căței. Pe ce am apăsat aici? Așa. Și punem aici. Sper că-mi iese bine. Greu! Miți, sper că mă apreciez. Mitică, nu te mai uita atât dacă urmează să-ți fac și ție. Bă, deci când ai familie, fiecare vrea ceva, serios. Și mie mi-a ieșit aici un... nu mi-a ieșit bine. Dar chestia este că nu mi-a ieșit bine că am pus de aici scara asta. Acum văd.
Așa, nu trebuia să o pun de aici. Aici trebuia să pun o dintre aia plină. Vedeți, nu este vina mea. Eu chiar mă pricep. Miți, să mă apreciez că ți fac aici așa frumos, că știi că nu e așa de greu. Nu e așa de ușor. Este foarte greu, Miți. Așa, și acum abia cred că trebuie să punem un strat dintre ăsta, nu? Păi, deci, este un cățel căruia îi place foarte mult apa și nu știu ce să mă fac cu ea. Așa, aici am putea să facem încă o dintre asta, uite așa. Ca să arate foarte, foarte bine. Bă, dar eu ți-am făcut o viloacă aici. Serios, pe bune, ți-am făcut o super mega vilă. Și asta va trebui să o dărâm. Așa. Și cred că e cam gata, va trebui totuși să pun o portiță. Nu? Că uneori poate vrem să-i punem portiță. Miți, te rog, nu mai sta ta piscină! Ia uite că ți-am făcut căsuță, ce abuzată-i! Oi de capul meu ce strâmb, băi! Am făcut acolo greșit aia. Nu trebuia să o pun la mijloc pentru că știți ce? Nu este simetric și de asta. Unde mi-i ciocanul ăla? Unde mi-i ciocanul? A, uite-l aici. Nu știu de ce tot îmi dispar instrumentele astea. Nu știu unde se tot duc. Așa. Și acum îți punem fără bucata aia de acoperiș și sper că-ți place. Ia uite, Miți, ce zici? Ți-am făcut căsuță, va trebui să pun acolo o pancardă, să fie cu numele. Ia uite și punem aici așa. Haide fraților că e chiar drăguță. Până la urmă este foarte faină, doar că îi cambruiază puțin perspectiva asta. Așa că vreau să o dărâm și să punem poate în altă parte chestia asta. Nu? Uite așa. Miți, vezi că vin și eu aici în apă cu tine. Hai, gata. Gata distracția! Gata distracția! Treci, treci! Treci și usucă-te! Treci, fată, și usucă-te! Bă, ce cățel rebel am! Așa, usucă-te! Așa, ia uitați, Miți are căsuță la piscină! Va trebui probabil să-i fac cu puțin alb de desubt. Ce ziceți? Îi facem cu alb? Ok, trebuie să-mi pun așa, cu lopata, ca să prelungim. I-aș pune cu alb, nu știu, nu i-aș pune cu lemn, că nu dă bine, știți? Ca să dea perfect, ca un fel de prelungire, ia uitați. Și acum, cocolișilor, ia să vedem, putem să punem un panou. Bă, unde-i Mitică? Mitică! Mitică, ce faci, bă, chiutule, bă! Uite cum vine Cuțu, uite cum vine Miți aici lângă el. Mi s-a mărit familia cocolicilor. Hai să vedem aici la masa de lucru. Dacă scriem aici sign gână. Uite că puteți face dintre ăsta roz. Am făcut dintre ăsta roz. Așa, ce isteață sunt. Îți place că ți-am făcut roz, da? Hai să-ți pun dintre ăsta semn roz, pe care am să-ți scriu numele. Uite așa, îl punem. Punem aici două. Stai, Miți. Stai să stai cu litere mari, Miți. Stai că mă trebuie mai la mijloc. Așa, Miți. Cu Y să fie. Așa, enter. Așa. Și mai punem încă aici un semn al Miții lui Mitică. Mitică. Bă, dar cum se pune ăul aici, nu știu. Miți lui Mitică. Miți, ia uite, uite, uite cât ți-am făcut. Ca să știi a cui ești, să nu uiți, da? Uite ce cute e căsuța Miți lui Mitică. Oh my god. Îți place? Îți place, da? Cocolișilor, se pare că îi place. A, trebuia să-i pun cred că trebuia să-i pun puțin poartă. Porci se scrie. Oru. Nu știu cum se scrie la portiță. Fence-ul ăsta, uite, uite ăsta. Fence. A, trebuie să-mi fac niște bețe. Dar nu mai am eu niște bețe făcute pe aici undeva. Ia să vedem. Stick. Stick. Uite așa, facem puțin stick. Ce-i ăsta? De ce-mi trebuie și un morcov? Așa, și acum facem fence. Dintre ăsta tot roz, știți? Merge? De ce nu merge? Că mai înainte parcă mergea. S-o portiță dintre asta, uite așa. Nu merge? De ce nu merge? Că eu vreau să meargă.
Bă, nu merge din cauza că eu n-am spațiu să pun. Hai de mine, trebuie neapărat să mă duc repede să fac nani. Miți, hai la nani, hai că deja Mitică doarme. Hai, Miți! Hai, așa, așa, fii fetiță cu minte. Stai să stai să facem cu F5. Uite că Miți face nani cu mine. Fă-i nani. Hai de cap meu, trebuie să fac nani. Așa. Am reușit să facem nani, cocolic și lor. Și haideți să mergem jos, să facem și noi loc, ca să punem gărduțul ăla. Uite, poftim că n-avem nevoie de astea. Așa, facem gărduțul. Uite, vedeți că sunt și o isteață. Așa, de asta e fence. Noi nu-i portiță, nu? Ia stai să vedem, se deschide? Chestia este că nu se deschide, fraților. Gate este, de fapt. Și gate-ul ăsta, văd că nu... Nu știu cum se face, asta e să vedem, reușim să-i facem un gate. Ia să văd dacă reușim să-i facem un gate. Aici zice că la masa de lucru, dar... Când vin aici la masa de lucru... A, mai trebuie puțin băți? Hai că-ți facem puțin băți! Uite așa, stick. Perfect. Ok. Și acum scriem aici gate. Este! I-am făcut și portiță lui Miți. Uite și punem aici. Așa. Mitică, hai să vezi cum îi fac lui Miți portiță. Uite, îi pun portiță. Două portițe. Sau nu, uite așa. Așa. A, și când vrea eu îi deschid, uite. Miți, poți să duci în căsuță? Ia, cred că se pare că îi place mai mult să stea în piscină. Mamă, hai că ți-am făcut destul de frumos aici. Știți ce? Mă gândesc că poate pun cu covoraș înăuntru, ce ziceți? Mitică! Hai să vezi cum i-am făcut lui Miți! 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 Doar de ce amuzant mi se pare toată treaba asta. Coculicșilor, acesta a fost episodul de astăzi. Am un Miți și am un Mitică, sunt cea mai tare din parcare. Ziceți-mi în comentarii idei, ce să mai fac aici și cum să mai facem. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, și nu uitați de ăla lui Mitică, cuptorul pentru pizza, da? Că el așteaptă. Hai să-i dăm un pupic lui Mitică. Mua! Ce cute-i!